și grădinița Sfânta Filofteia a Episcopiei Caransebeșului și-a cinstit ocrotitoarea. Copiii au prezentat un program artistic în Catedrala Istorică Sfântul Gheorghe din Caransebeș. La fel ca în fiecare an, la sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filofteia, ocrotitoarea grădiniței noastre, copiii au pregătit o serbare cu poezii, rugăciuni și cântece închinate Sfântului Nicolae. Prin aceste rugăciuni și cântece au punctat încă o dată acest eveniment frumos în fața părinților și a preoților, într-un cadru solemn, Catedrala Veche din Caransebeș. Am primit un Moș Crăciun și ciocolată. Și o nuielușă ai primit? Nu. Ai fost cu minte? Da. Am primit un elicopter și dulciuri. Și l-ai văzut pe Moș Nicolae? L-am prins la ușă. Cum arăta? Arăta cu o căciulă cu cruci aici. A spus că am fost foarte cu minte. A venit Moș Nicolae la tine? Da. Când ai primit darurile? Ieri. Și unde le-ai primit? În cizmulițe. Ai pregătit cizmulițele? Le-am spălat. Evenimentul a încheiat proiectul Să-l cunoaștem pe Moș Nicolae, desfășurat la nivelul întregii eparhii. Este un proiect în care peste 1700 de copii preșcolari din grădinițele din toate orașele și mare parte din satele episcopiei noastre au fost duși la biserici de educatorii lor, s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au primit din partea episcopiei și a parohiilor iconițe și cadouri cu dulciuri. Totodată, cel mai important este că acești copii l-au cunoscut pe cel ce este adevăratul Moș Nicolae, adică pe Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichei. La final, copiii au primit daruri, iar educatorii calendare și iconițe din partea centrului eparhial.